Echipa de volei CS Unirea Deji întâlnește mâine în deplasare pe UTI Timișoara. Voleibaliștii Dejeni vin după o serie de rezultate neconvingătoare, înregistrând două eșecuri în ultimele două partide disputate, cu Steaua București pe teren propriu scor 1-3 la seturi și Remața la un scor final 3-0. Pe locul 7 al clasamentului cu 6 puncte obținute în cele 5 jocuri disputate, voleibaliștii conduși de Victor Lazar întâlnesc mâine Codașa diviziei A1, timișorenii fiind singura echipă din campionat fără niciun punct acumulat în această stagiune. Tot mâine, în cadrul etapei a 6-a diviziei A1 la volei masculin, se mai dispută Agronomia București, Remața Lău, Tomis Constanța, Steaua București, Dinamo București, Universitatea Cluj, SCMU Craiova, CSU Galați și Știința Explorări Baia Mare, LPS Piatra Neamț. Pentru partida de la Timișoara, Dejenii pornesc ca favoriți cerți, astfel că voleibaliștii Unirii Deji speră să obțină la finalul meciului o nouă victorie și să se întoarcă cu toate punctele puse în joc.